Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal! De data aceasta suntem din nou în Pet Simulator pentru că o să deschidem niște ouă, o să vindem niște ouă și s-ar putea să vi vândut un nou cel mai ieftin nou cu 400 de gemuri. Dacă n-ați văzut episodul trecut, ieri au picat serverele din Pet Simulator și a picat chiar când am pus la auction, așa că haide să vedem și noi dacă reușim. Hai să spargem lamele astea întâi de aici. Dacă reușim să facem rost de un huge nou astăzi sau dacă reușim să facem, hai să vedem aici, spargem aici la flip frumos. Spargem ouăle, ia uite mă, două ouă la început, să reușim să luăm huge-ul nou. Sombrero și sombrerato, piniata și sombrero chet. Mai avem încă una, aici la VIP îți rezervă câteva astea, câteva piniate și în două ore o să deschidem piniata, ok. Am văzut că am destul de multe cadouri aici, ieri am creșit și am luat petul unui copil sau unui băiat și mi-a dat mesaj pe Instagram, dar nu mai țin minte, te rog frumos să-mi dai pe Instagram dovada că ți-am acceptat trade-ul sau dovada că era petul tău ca să poți să-l trimit înapoi, că nu sunt sigur că era al tău și poate ai văzut aici, am apesat din greșeală, pentru că tu ai cerut un preț aici și eu din greșeală am dat colect. Nu pot să citesc fiecare mail, deci nu mai trimiteți așa cu oferte. Pentru că s-ar putea, uite, mesajul ăsta, de exemplu, trec din greșeală peste și nu mai citesc eu petul. Deci, băieți, dacă aveți vreo ofertă, lăsați-mi pe Instagram oferta mai bine, pe Xlader 1, decât să îmi trimiteți acolo. Ok, dacă cumpăr de aici, o să fac un, uite asta, îl cumpăr. Dacă cumpăr de nu știu câte ori, facem un challenge, un quest. Așa că haide să cumpărăm. Ok, și am cumpărat. Și hai să deschidem așa pentru început, o să deschidem un ouț. Avem foarte multe ouă. Astea sunt ouăle de la abonați. 3 ouă o să duc așa frumos. Quest egg pentru băieții care mi le-au trimis. Frumos, nimic. Mare țeacă, așa se numește asta. Țeacă 2010. Țeacă 2010 și o să deschidem și cadou ăsta. Și restul punem tot la vânzare. Please pet, hai să vedem. Click, 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 click. Nimic. Un party tiger. Măcar este party tiger. Ok, aș vrea să folosesc această mașină. Aș vrea să folosesc această mașină. Vă spun și de ce. Bă, dar nu se merită, mă uitați. Asta e 34 pisica asta, că este gold. Și nu am nici măcar o pisică normală. Poate, uite una, una normală aici. De ce poți să pui pisica golden? N-are niciun sens. O pisică normală, cupcake-ul cât e? 22, merge cupcake-ul. Mai merge un cupcake, o piatră. Și ce să mai punem noi ceva ieftin? O pietricică de asta. Ok, și avem șansa, hai să vedem cam cât cheltuim. 26 plus 22 vin 48, 48 cu încă 22, 70 și cu încă 23 vin 93 și cu încă 30, 120. Vreau să știu cât e fiecare dintre astea. Ok, evoluăm pentru voi, o să facem pentru episod, nu mai fac așa ceva, ultima oară când evoluez. Pentru că am zis să facem și noi puțin show pe episod, însă, de ce? Uite, una, două, trei, patru, cinci. Cinci peturi? Da, cinci astea sunt. Mă miram, credeam că sunt patru. Astea sunt doar pentru episod, nu mai evoluăm, sunt foarte scumpe. Și hai să vedem, evoluăm în 3, 2, 1 și evolve. O să le pierd, într-adevăr. Dar știi cum, hai să vedem. Hai să vedem. Și... în afară de elroc, orice, pisica neagră, perfect. Pisica neagră am luat-o, nu știu care este prețul ei. Pisica neagră, care este prețul ei? Am dat-o în jur de 120 pe ea, dar facem show pe episod și facem episod calitativ. Cum se numește? Evolve. Pisica neagră, 93. Uitați-vă și voi cât pierd aici. Deci mi se pare aiureală totală și nu o să mai bag, deja am pierdut o grămadă de bănuți. Dar o să recuperăm banii cu Machine Egg. Avem foarte multe peturi la Machine Egg, după cum vedeți, în afară de asta, asta nu-l bag, îmi pare rău de el, sincer să fiu. Avem multe peturi, plus că mi-a mai trimis un băiat, o să vedeți despre cine este vorba, o să-i dăm și un shout-out. O grămadă de puncte și mergem și vindem oul acesta. Avem 62 de puncte deja, plus că noi mai avem și astea. Dacă facem o jmecherie, uitați, facem din nou jmecheria aia, fii atent aici. Suta! 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 Convertim repede! Suta! Din nou avem ouă! Perfect, perfect, perfect! Frumos, elegant, cât de cât! Ia, mai băgăm o sută aici, o sutică? Ia, fii atent că mai băgăm o sutică aici! Mai băgăm o sutică, ia fii atent aici! Sutica!
Opa, nu ajunge. Mamă, cel mai mult am văzut vreo 70. Deci, 80. 80, toată lista. Ne mai trebuie, ok. Hai să mergem. Întâi de toate, verificăm like-urile la acest episod. Like-urile la acest episod. Dacă nu sunt 1000 de like-uri, ok, YouTube, xlader.rr. Dacă nu sunt 1000 de like-uri, o să se lăsăm giveaway pe altă dată și sunt doar 901. Băieți, ascultați aici. Ascultați aici, ofertă pentru voi. Ofertă pentru oamenii din comentarii și care dau like-uri. Dacă strângem 1500 de like-uri la acest episod, această pisică pleacă la cineva. Pisica asta neagră, Huge Pixel Evolve Cat. Pleacă la cineva această pisică, ok? Foarte frumos. Hai să vedem mai departe. Așa că mergem direct aici, la gifturi. Sperăm că nu mai e nicio înjurătură pe aici. Și mergem, uite, Deep Dark. Ok, Deep Dark, te-am căutat o grămadă la prieteni acolo. De ce? Pentru că numele tău este cenzurat. Dacă dai să cauți numele tău pe Roblox, este cenzurat și nu te lasă să-l cauți. Abia te-am găsit după numele ăsta de sus. Te-am adăugat la prieteni, nu-ți face griji. Așa că, mersi pentru cadouri. Pentru mașine, în total ar trebui să-ți fi trimis 50 de puncte. Și avem, îi dăm un shout-out la băiatul ăsta, la Ramen King. Îi dăm un shout-out. Și mi-a trimis o grămadă de peturi. Ia uitați, o grămadă. Deep Dark, mersi mult, sunt foarte recunoscător. Facem episoadele să fie mai mișto. Aducem conținut unic în România. Ai văzut, am și craftat acolo. Mi-am luat și pisică pentru mașine. Pentru mașin. 50 de puncte. Bă, mi-ai trimis o grămadă de puncte. Da, deci o să facem mașinegul. Ok, îmi dai te rog un Safari Cat. Și mie niște Safari Cat. Ok, o să-ți dau niște Safari Cat. Are 2 puncte pentru mașine. Dăm 1.5B pe el. Ok, 1.5B. Dăm claim. Mergem la history. Sasuke. Opa, i-am șters numele mereu. Dau pe prima. Așa, history. Așa, Sasuke. 1.5B. Mersi, trade acceptat. Trade acceptat, lui Sasuke, i-a trimis, ok. Iar acum la un norocos o să-i mai punem peste ce cere el, o să-i mai punem un B. Un B pentru comet. Deci nu mai trimite atât de multe că nu pot să le refuz. Uite, dacă îți dau refuzare la asta, după aia nu mai pot să mai dau refuzare și la asta. Deci nu pot să trimiți așa, îmi pare rău, dar trebuie să le accept. Un B. Deci nu mai trimiteți, băieți, pentru că nu pot să le dau decline. Te apreciez și respect munca depusă, mersi mult, vreau un B pe ele că ești fratele meu, are 3 puncte. Bă, perfect, Matei, te salutăm și noi. Dăm pe istorii și o să-ți trimit eu din partea mea, tu vrei un B, o să-ți dau 2 B pe el, cu plăcere, pentru că vrei să ne ajuți, să te ajut și eu, îți dau înapoi 2 B. Hai să vedem în continuare. Așa, 4 puncte din partea mea și te salut Genetics, dar știu că Genetics tu ai un inventar foarte mare. Sarmale înghe parola. Eu sunt abonat adevărat, da, bă, Genetics, da. Parola e așa, Alex, te salutăm și ți-am trimis 4 quest tag-uri și 2 hype gift-uri. Așa e, așa e, s-ar putea Petruțe să fi sărit peste ele. Ți-am zis, o să mai sar peste cadouri din greșeală, nu intenționat. Dar asta este, te rog să mă bagi la prieteni că ți-am dat add și like. O să te adaug, deci 3.2B. Ăsta are 4 puncte, o să-ți dau reject. Nu știu dacă ești tu băiatul care mi-a mai trimis un de-asta. Dar te urmărește, respect. Uite, sper să-mi dai huge. Dacă participați pe canal, Nico e t. Sper să fii fericit. Ia uite-l și pe băiatul ăla, Samix Pro. Mersi Samix pentru huge. N-ai zis nimic aici. Văd că-mi tot trimiți aici. Cât oferi pe ele, 2 puncte. Fii atent, facem o șmecherie. La băiatul ăsta îi facem o surpriză. Îi dăm claim. Și îi dăm 5B pe el așa din partea mea. Îi dăm 5B că este abonat. 5B. Cadou din partea mea 3B. Pentru că este abonat și încearcă să ne ajute la mașină, eu îl răsplătesc. Îl răsplătim pentru că merită omul. A stat aici să scrie, să citească. De la mine pentru tine... Mixul Chris, hai să vedem. Marian Nicușor, te salut, te salut. 4B pe el. Mamă, nu știu ce să fac. O să mai mă gândesc la ofertă, mai revin eu cu ea. Ok, 20B pe el, are 32 de puncte. E unul dintre cele mai rare. 32 de puncte ăsta. 32 de puncte, stacked.
Eu nu cred, mă, că are ăsta 30. Eu nu cred că există pet cu 32 de puncte. Mă, n-am eu 20, nu, mă. Ia stați, băieți, aici. Stați că s-ar putea să mă mintă. Stacked. Ok, am și eu unul. Withdraw, ăsta are 32 de puncte, mă. Ia să vedem, mă, noi. 5 puncte, băiatul, mă. Aurică. Iată, 5 puncte scrie, nu 32 de puncte. Cum să fie 32 de puncte ăla, mă? Ai scris, 20 pe el are 32 de puncte. Nu știu ce să zic despre asta. O să dăm reject aici. Ok, 5B pe el, nu-l vreau. Dacă e ăla cu 300, da. Revin-o cu ăla cu 300. Revin-o cu 300, te salutăm, Elena. Mamă, că durează să dau reject. Uitați, băieți, de ce nu vreau să dau reject? 4 puncte din partea mea, respect, respect, Ioana. Respect aici, pentru mașină, tot respectul meu, te ajută. Sarmale și Gheorghe Hagi. 2B pentru... Ok, dăm reject, pentru că nu cred că mai am nevoie de puncte. Deocamdată, astăzi nu am, dar... 400M. Nu mai trimiteți așa, vă rog frumos, că uitați cât durează să mă uit la ele. Nu mai trimiteți așa, vă rog frumos. Sunt prea multe. Salut, XTD, poți da un event tag. Păi tu îmi trimiți un event tag. Ok. Îi dăm un event tag la acest băiat, pentru că este abonat model. Show history, frumos. Event tag. Mă scu cu plăcere că ești abonat și dai like. Și spuneți în comentarii dacă vreți să citim așa inbox-ul, dacă nu-l dau așa claim și nu mai citi nimic. Pentru că vedeți cât timp ne ia, ok. 2-3 b, îți dau, ok, îți dau pe el 2.3 b. Îți dăm 2.5 b pe el, că ai fost cu minte. Așa, Ametis Dragon. 2.3B. Păi mai ne-a taxa. N-am știut de taxă. S-am dat. Frumos. Și hai să mai vedem. Nu știu de ce nu pot să-ți trimit de, nu pot de multe ori. Pentru că cred că din cauza la spam. Foarte mulți oameni trimit în același timp. Te rog huge, te rog huge. Astea sunt cadourile. Le acceptăm. Dacă am greșit ceva, reveniți cu mesaj și cu dovada pe Instagram, băieți. Acceptăm aici frumos, se încarcă, ne-a luat o grămadă de timp să citim asta și să stăm la fiecare parte ofertele, citim ofertele, dar avem huge-uri foarte, uite pe Deep Dark, uite pe Deep Dark, care ne-a trimis multe, multe puncte. Hai să salutăm, e, Wave, salutăm, am salutat și am plecat cel mai șmecher, au intrat foarte mulți abonați aici, m-am ținut de cuvânt, n-am adăugat la prieteni. Hai să vedem acum ce o să facem. Uite, am ăsta. Mamă, ce mă încurc acum ăla. Ce mă încurc acolo. Ok, 100 de puncte. Frumos. Craftăm aici frumos. Și o să craftăm și un ou roșu. Craftăm și un ou roșu. Dar, ba, câinele ăsta înapoi. Că este unul dintre câinii mei preferați. Depozit. Stacked. Stacked dodge. Hai, băiatul meu, trece înapoi. Alo? De ce nu vrei să treci înapoi? A, depozit, ok. Opa. Opa, ce se întâmplă? A zis cineva să mă teleportez. Uite, băiatul meu, mă teleportez, ia, și? Ce s-a întâmplat? Acum a revenit banca? Ce se întâmplă, bă, cu ăsta? Mi s-a blocat când depozitam. Ok, hai să vedem, poate își revine. Ok, depozit și stacked. Păi depozitează-l, mă, uite. Ok, și ce să fac? 32, na. Deci nu mă lasă să depozitez, băi. Ce naiba se întâmplă? Ok, deschide. O să resetez serverul, că ăsta e buguit, ca naiba. Cântă și melodia la cap acum și să sperăm că pot să depozitez tactul ăla, pentru că nu am mers pur și simplu. Depozit. Nu o să-l mai caut, o să-l depozitez direct de aici. Cred că de-aia la căutare face așa. Hai să vedem, am depozitat super tare și hai să vedem acum, pentru că ne-a dat băiatul ăla foarte multe huge-uri, mamă, parcă îmi pare și rău de ele, dar asta este, băieți, mai trebuie să mai și sacrificăm în afară de ăsta, ăsta nu vreau să-l bag, nu vreau, ăsta opresc unul, așa, băgăm și pe ăsta și pe ăsta, într-un final toate o să ajungă aici, băieți, stați liniștiți. Ok, frumos. Bă, și-ar fi să bag eu mai multe de un punct. Că și așa un punct nu-mi plac. Și să scot ceva mai valoros, uite, ăsta. Scoatem. Și
băgăm de un punct. Mai scoatem ceva mai valoros de sus. Ceva mai valoros care crede. Uite, ăsta e valoros, mega valoros. Mai băgăm așa, băieți. Mai scoatem ceva valoros de 3 puncte. Cum ar fi ăsta. Mai băgăm așa 3 puncte. Și gata. 3, 2, 1 și... Frumos, craftăm aici non-stop, non-stop. Craftăm aici, suntem regele craftaților. Ok, stai să vedem puțin aici, să vedem cam cât, câte avem. Ok, event egg. Event egg. O, oh, avem ceva. Dacă unde ăsta e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hai să facem măcar 10 ouă din astea. Mergem aici și după aia mergem la vânzărică. Avem și un nou roșu pe care îmi spuneți ce vreți să fac. Iar în comentarii vă întreb, dacă nu-l vând astăzi, îl dau în 70 astăzi, ou roșu. În 70 îl dau, îmi spuneți ce să fac cu ele. Părerea mea ar fi să strângem bani să ne luăm Titanic. Avem 260 miliarde și tot mai avem putere. Mai avem foarte multă putere dacă schimb party aici. Mai avem 2000 de peturi cu care putem să facem trade-uri. Și băgăm așa și facem așa, uitați. S-a blocat puțin și dați revine dacă mai dai click o dată. Hop. Și au venit 50 de puncte în 3, 2, 1 și... Părerea mea ar fi să strângem bani de Titanic. Măcar un T să avem un gemuri. Și restul plătim cu peturi și nu ne doare așa rău. Ca și cum am cheltuit banii direct. Gen ca și cum am dat toate peturile noastre în inventar pentru un Titanic. Alo? N-are cum să nu fie. 79, 88, 93. Ui, erau. V-am spus că n-are cum să nu fie. V-am spus, 10 ouă avem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouă. 10 ouă și mai avem și unul de ăsta. Un quest ăsta, îl deschidem acum. Nu are sens. Pentru băieții care mi-au trimis ouă. Să vadă ce e în el. Nimic, am fost în el. Și mai avem un cadou. Și îl deschidem și pe ăla. Pentru oamenii ce mi l-au trimis să vadă ce e în el. Nu mai apare prețul pe el. Dar îl deschidem noi așa frumos. Hai să vedem. Un mare nimic. Vedeți, băi, ce în el? Un nimic. Acum mergem aici. De ce mergem aici non-stop? Pentru că aici mă chinui să fac acest masteris care îți dă... Vedeți, sunt de level 6. La level 99 ai șansa să iei un huge pet. Ok. Asta înseamnă mai multe peturi pentru noi. Mergem aici, înrulăm în afară de cel mai bun pe noi, înrulăm pe toți. Vreau și pe tora cu 305 lare să facă o ofertă pentru el, dar bun așa. Sau măcar prețul pieței. Măcar prețul pieței, băieți. Să nu exagerăm. Ok. Hai să vedem, mergem puțin pe plața în speranța de a vinde ouăle și a face niște profit. Ok, ok, dragii mei, am revenit aici pe plața. Să vedem, hai să vedem ce n-avem de aici. Bă, am promis că păstrăm banii, dar ne mai uităm să vedem ce n-avem. Poate mă impresionează până la lacrimi. Mamă, mamă, cum ar impresiona ăsta. Uite, mamă, pe ăsta. Cum ar impresiona băieța ăsta? Mamă, cum ar impresiona. Dar oprim banii pentru un Titanic. Dar dacă este petul pe care eu îl caut foarte mult, iaba daba, mult timp. Hai să vedem. Mamă, ce biduiesc ăștia. Bă, dar nu scrie prețul pe el. Asta e nasol. Ar fi ceva să nu mai scrie prețul în timp ce biduiești. Să nu știi unde să te oprești. Ok, ne uităm pe aici pentru o placă liberă. Nu avem nici măcar o placă liberă. Serverul ăsta e fulicianul. Ok. Hai să luăm butul ăsta. Vreau să schimb tema pentru că nu mai suntem cu iepuri. Trecem înapoi pe ăsta, pe dragon. Și hai să vedem. Ouăle. 6 fix. 6 fix. 6 b. Toate ouăle. Ok, s-a pus ouăle la vânzare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și al 10-lea cu 5. Al 10-lea din partea mea cu 5 bă. Secret așa, pentru clienții de valoare care vin aici să cecuiască, 5 bă e minimul. Uitați skin aici, băiatul meu. Uite-te skin aici. O capibara. Uite cât de mic e skin-ul ăsta, mă, mâncați-a jucura ta. Uite cât de mic e, ok, s-a cumpărat la 29.9. Ok. Văd că nu prea avem clienți aici la butul meu, nu prea avem clienți. Ok, are un de-asta, o șoseată. 7, a crescut și șoseata în preț.
Oricum, ouăle astea o să le vindem mai târziu sau mai devreme, tot o să le vindem. 60 bă ar trebui să iau pe ele, pe toate. Ok, cine vrea o din astea, vine aici sus. De păcate, nu avem loc aici. Trebuie să iasă cineva ca să ne facă loc. Uite, băiatul meu cumpără de aici. Ce cumpăram de aici? A cumpărat tu ăsta la 90 bă. 90 bă, Coxe, a cumpărat, ia uite-l. A cumpărat Coxe la 90 bă. Mamă, 29 și eu am dat, am dat-o cu 24. 133 fiu ăsta, mamă. Ok, fiți atenți ce facem. Scoatem ouă cu 5. Unde e ouă meu cu 5? L-a cumpărat cineva ouă cu 5? Băi, am pus unul cu 5. A, uite-l mă aici, s-a amestecat, aiurea. S-a amestecat, ok. Ok, și nu știu care e, cred că e ultimul ou. Care ou e? Și dăm aici Lispet, iar din nou. Să vedem ăsta. Ok, atunci primul ou. Bă, e nasul că ar trebui să-ți dispară din inventar, ok. Primul ou. Nici măcar nu știu care ou e. Dă un să știu care e nepus. Ok, 2. 2 urea. Ou 2. Ok, avem un stocking din ăla. Le citesc și eu pentru el. Poate face ceva nițel profit. Iar parola este gușterele de aur 2003. Asta este parola. No, no, no. Ok. Ok, să vedem. Place bid. Vreau să biduiesc aici. 1.1. Un B direct. Deja a pus cineva 3 B pe el. 4 B. Maxim 4 B dau. Dacă mă outbidește asta cu 4 B, nu mai dau. Hai să vedem dacă mă outbidește, mi-a outbidit. Hai să vedem 4 B. Cineva îi dă și 5 B pe el. Bă, nu pot să cred așa ceva. Cineva, nimeni nu cumpără ouăle cu 5, dar trebuie să le dau la 5. Cel mai ieftin din... Da, nu mai așteptăm, băieți. Dacă mai scad ouăle, dacă mai scad la 6, pentru că ele erau 6 și ceva. Acum sunt 6-2. Dacă mai scad ouăle, o să fiu nevoit să le dau cu 5. Pentru că mă cam grăbesc. Ele o să crească în valoare, dar nu acum. Ce a zice băieți, unul dintre ouăle astea să conțină un huge. Însă nu știm asta pentru că trebuie să facem nițel profit. Așa, 6 și mai ap taxă 1, cred. În jur de 1 mai a bidat cineva. Șansa cu 1 e aceeași șansă ca la ouăle astea, event. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Bă, dar biduiesc ăștia. 6-4. Ele 7-4, ok. Și-a mai biduit cineva. Bă, le place șoseta asta. Wow. Ok, ne uităm pe aici, uite. Oferte, bă, Pricky Panda. A, 30, da, ok, doar 3, bă. Pricky Panda. Ok, ok, ok. Hai să vedem, 6.7 a ieșit mai mai ieftin decât prețul maxim, dar este în mijloc, deci este bine. Vine oul nostru, ieri am pierdut un ou de ăsta, iurea de tot. Era un X-Slider. E alt X-Slider. Alt X-Slider. Alt X-Slider, bă. Un băia. Opa, 1.1. E alt X-Slider. What? Sunt eu, băieți. E alt X-Slider. What? Ce faci? Auctions. Auctions. Uite-te la auction, omul meu. Wow, stai puțin că am glitchuit sistemul. 4.2. Mamă, la mine de obicei sunt cele mai ieftine. 5 e prețul. 5 B. Ok. Ia, că să băgă el. 5.05. S-a băgat X-Slader. S-a băgat. El e eu. Ia uitați, băieți. Ia uitați-i, băieți. Ce ziceți de băieți ăștia? Oh my god. Ia uite, mă, sunt eu de două ori. 5.5, bă. Ok. Are 8.000. Zici, are ăsta ca al meu, Rafu. 4.99. 5. Slab de tot. Mega yabadaba slab. Hai să vedem. Hai să vedem ce vrea de la noi, Capi Zara. Ce vrea ea, să vedem. ZX Slader, ce vrei?
sal. Să vedem ce vrea. Suntem la minutul 25, trebuie să mai și încheiem episodul, băieți. Zi ce vrei, șefule. Mă știi de pe vloguri, da. Da. Îl știu. Să vedem ce vrea omul meu. Ai ofertă, ia să vedem. Pentru... Ia. Pentru Titanii Mystic Orb. Cât ceri pe el? Cât ce are pe el? Nu știu cât e, dar s-ar putea să am ofertă. Este petul meu preferat din joc. Arată-l. Arată-l. Vreau să-l arate. Nu-l văd. Nu-l văd, băieți. Dai să deblochez. Ok. Ok, hai să-i dăm iar trade. Să vedem ce Titanii Mystic Corgi are. Chiar îmi trebuie acel pet. Wow, mamă. Și numele meu pe el. Wow. Gata. E frumos rău. Titanii Mystic Corgi. Gata. Glumesc, băieți. Asta e... Ce preț vrei pe el? Ce preț vrea pe el? Că nu înțeleg ce preț vrea pe el. Revină cu o ofertă și spune-mi cam ce preț vrei pe el sau la ce te-ai gândit. Trebuie să încheiem și de episodul. Cine s-a uitat până aici, scrie YE00. Pa, pa!